Informațiile acestui moment, polițiștii din vestul țării sunt în alertă generală. În această noapte a fost descoperit într-o pădure trupul carbonizat al unui taximetrist din Lugoj. Din primele informații ar fi vorba de o crimă. Doi bărbați, posibili autori, au fost deja identificați și duși la audieri. Încercăm să aflăm mai multe informații. Dragoș Borța, jurnalist presalert.ro, alături de noi în această dimineață. Bun găsit! Bună dimineața! Într-adevăr, trebuie să facem o precizare. Încă de la început, taximetristul nu a fost incendiat, cadavrul acestuia nu a fost incendiat, așa cum arătau primele informații care au intrat în posesia presei. Trupul neînsufletit al bărbatului a fost găsit ieri în pădurea de lângă localitatea Sinertig. Acolo a fost descoperit cadavrul bărbatului. Acesta nu prezenta mai multe urme de lovituri de cuțit, au stabilit ulterior legiștii. Polițiștii au găsit asupra sa actele și au început ieri după amiază verificările. S-a stabilit faptul că bărbatul era taximetrist, ulterior, în urma verificărilor, au fost identificați în numai câteva ore doi suspecți care au fost duși pentru audieri la parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, fiind cercetați și audiați în acest moment pentru omor calificat. Trebuie să vă spun, repet, cadavrul nu a fost incendiat, ci a fost doar ucis taximetristul cu lovituri de cuțit. Ulterior s-a stabilit faptul că asasinatul s-a petrecut în noaptea de 12 pe 13 ale acestei luni, când șoferul a fost solicitat. Trebuie să vă spun că nimeni, până la momentul descoperirii cadavrului, nu a... Da, Dragoș Borța. Nu a reclamat faptul că bărbatul a dispărut de acasă. Mulțumim foarte mult pentru aceste precizări. Urmărim ancheta și cu siguranță vom reveni.